De la locotenent la general, cea mai nobilă misiune este cea de ofițer. Chiar dacă nu a atins această culme militară, interpretul Ion Rață cântă despre ofițeri. Ba mai mult, a încercat să intre în pielea unui student al fabricii de ofițeri pentru Armata Națională și a reușit. Mirarea cea mai mare pentru noul student a fost faptul că învățăcei de aici cântă în fiecare zi piesa ofițerii, atunci când merg la cantină sau la poligon. Ostea în plus pe epoleți și un pluton format din bravi băieți. Chiar dacă a îndeplinit serviciul militar în termen, interpretul spune că este o plăcere să se afle printre militari și ar face din acest lucru o tradiție. Pe lângă faptul că și eu am făcut serviciu militar cu ceva timp în urmă, peste ani, profesând și meseria mea de artist, deseori întâlneam ofițerii noștri, care poate nu au o istorie tare mare, dar la diferite întruniri se cânta o piesă străină, într-o limbă străină și străină țării noastre. Și atunci, încetul cu încetul, s-a copt această idee și am zis că să facem o piesă, să o avem pe a noastră pentru ofițeri. Anul acesta, Academia Militară Alexandru cel Bun aniversează 20 de ani de la creare, iar de-a lungul acestui timp, instituția dată a pregătit pentru Armata Națională o mulțime de ofițeri, specialiști în domeniul militar. Academia Militară a avut onoarea să-l aibă printre studenți timp de o zi și pe interpretul piesei Ofițerii. Dacă astăzi ar veni ordinul de chemare în armată pentru sergentul în rezervă Ion Rață, ar fi mai greu să se adapteze la regimul Cazon, deși recunoaște cu mâna pe inimă că disciplina militară i-a fost de folos și în anii de mai târziu. Am vreo câteva ore de când stau în această uniformă și cu încetul mi-amintesc de acei doi ani care mi-am făcut serviciu în armata sovietică și e o chestie care trebuie să te concentrezi aici și acum. Cel mai așteptat moment de către studenții militari este atunci când merg la cantină, pentru că aici, pentru 15 minute, uită de griji și probleme. Gustul terciului ostășesc pentru interpretul Ion Rață a rămas același, doar că acum este o cantitate bine determinată de calorii pe care trebuie să le cumuleze un militar, susține interpretul. Acum cunosc prea puține despre serviciul militar și dar atunci era cam complicat, era anevoios, dar era interesant. Mai ales că eu am avut o slujbă foarte romantică, am fost dresor de câini și am avut o slujbă foarte romantică. Boșul ăsta vreau să spun că e atât de bogat pe lângă noastră, comparativ cu timpurile când făceam eu serviciu militar, nu se compară. Atunci îmi amintesc că ne dădea 5 minute pentru masă și drept și acele 5 minute nu prea avea ce mânca. Dar, slavă Domnului, a fost bine și atunci. Considerați că pentru un viitor ofițer este de ajuns? Eu mă uit câtă mâncare am aici și nu cred că o să mă descurc cu atâta și cu mare plăcere o să mă împart cu camarazii mei. Cine a zis că armata este ușoară? Sunt cuvintele pe care le-a rostit Ion Rață. Astăzi mi-a reapărut sentimentul unic pe care îl are fiecare militar întotdeauna. Cel de patriot, a zis artistul. În rând cu viitorii ofițeri ai Armatei Naționale, interpretul a fost prezent la ore, a luat prânzul, a mers cu pas de defilare, iar la sfârșit a alinat sufletele viitorilor ofițeri cu un buchet de melodii. Un drum mai lung decât destinul, abia la capăt s-a evit seninul. O stea în plus spre epoleți și un pluton format din bravi băieți. Chiar dacă în repertoriul său Ion Rață nu are foarte multe cântece ostășești, piesa Ofițerii a câștigat inimile militarilor moldoveni, ba mai mult, a devenit un simbol al ofițerilor. Ofițerii din armată, precum am mai menționat, dețin cea mai nobilă meserie de apărător al patriei. Pentru mine reprezintă un stimul și un exemplu demn de urmat. Piesa Ofițerii este o piesă foarte reușită, întrucât ea reflectă pe deplin meseria noastră. Ea a devenit practic un simbol pentru compania întâia, întrucât noi de la poligon, de la cursul de instruire la poligonul Bulbaca, am început să o învățăm. Mai apoi am cântat-o la jurământ. Cred că este o piesă foarte reușită.
Indiferent de grad sau funcție, piesa interpretată de Ion Rață unește toți ofițerii de fiecare dată când răsună, iar sentimentul pe care îl creează versurile cântecului în inimile militarilor este unic. Piesa lui Ion Rață, ofițeri, este o piesă extraordinară și noi suntem încântați de această piesă pentru că ea a devenit un adevărat imn a acestei profesii, o profesie foarte grea, dar o profesie foarte onorabilă. De aceea îl iubim foarte mult pe Ion Rață și cred că o să fiți de acord cu mine că și poporul nostru îl iubește foarte mult, pentru că el întotdeauna a compus și a cântat despre acei oameni buni care fac lucruri extraordinare. Un drum mai lung decât destinul, abia la capăt s-a evit seninul, o stea în plus pe epoleți și un pluton format din bravi băieți. Cizmele de vreme lustruite, oglindă tâmple încărunțite, cu pieptul deschis înainte, cu fruntea vorbesc cuvinte. Sunt cel care am fost și care am să fiu, sunt omul la post, soldat la chipiu, cu inima pe tera, cu sufletul în cer, cu mâna la chipiu vă raportez al țării ofițer. Neprihănită-i dragoste de-ntâi, nestăvelit-e dorul de copii, eternitatea cade peste țară, necântărită e a ei povară, pe umeri netezi cade onoare, de a zâmbi chiar și atunci când doare, de a rezista când nu se mai rezistă, de-a lăcrima ascuns într-o batistă. Sunt cel care am fost și care am să fiu, sunt omul la post, soldat la chipiu, cu inima pe tera, cu sufletul în cer, cu mâna la chipiu vă raportez al țării ofițer. Au trecut deja două decenii de la încheierea războiului de pe Nistru. Au crescut deja generații care n-au reușit să vadă acele tragice evenimente. Foștii combatanți duc acum o viață pașnică, cu grijile lor cotidiene. Rănile de pe corpul lor s-au cicatrizat de mult, dar rănile lor sufletești probabil că nu se vor cicatriza niciodată. Totodată ecoul războiului îi va urmări pe tot parcursul vieții. Deși au trecut mai bine de 20 de ani, amintirile sinistre îl mai urmăresc încă pe veteranul Grigore Badașcu din satul Telița, Anenii Noi. După două decenii, cea mai înaltă distincție militară, Ordinul Ștefan cel Mare, și-a găsit eroul. Scopul acestei vizite pentru mine este unul foarte important, fiindcă îndeplinesc porunca președintelui Republicii Moldova, domnul Nicolae Temofte, de a înmâna cea mai mare distincție militară, Ordinul Ștefan cel Mare, a unei persoane, a unei personalități care în timpul războiului care a avut loc a manifestat cu adevărat eroism și este un om cu o mare, mare literă, fiindcă curajul lui s-a manifestat nu numai pe câmpul de luptă, dar fiind invalid de gradul întâi, și-a crescut copiii. De nimic nu-i pare rău, nici de sănătatea pierdută, nici de efortul titanic pe care l-a depus pentru a-și întreține familia. Regretă doar un singur lucru, că nu i-a putut salva pe camarazii săi pe câmpul de luptă. Distincția pentru mine înseamnă, da, e drept, că eu stimul este, da, înțeles, și am petrecut, nu-mi schimbă nimic. Mai tare îmi pare rău că n-am, și un băieț care am vrut să-i scot, nu i-am scos, i-am scos o grămadă de carne. Este bazuca, anorază-mă într-o mie, o păleție acasă. E acasă mi-am. Da, e drept, că e stimul, că este ea, e, cum spune, eu insignă, eu, da, și ai văzut cu ochiul și că tras cu inima.
cu mult e mai puternic, cu mult te doare. Te doare la și ai de și te doare, că te-ai dus și ai separat țara, ai dărat om, dar în 20 de ani ai asta. Ai asta și mai mult nimic. Și mai mult nimic. În timpul războiului, soldatul Grigore Badașcu a fost grav rănit, după ce un proiectil a străpuns mașina blindată în care se afla eroul nostru. În urma acestei tragedii, i-au fost amputate o mână și un picior, însă chiar dacă a devenit invalid de gradul 1, nu s-a lăsat bătut. Nu m-am jolit că mă doare piciorul, mă doare mâna. Am lucrat din 99 până în 2005, am lucrat 5 hectare de pământ. Cum am putut? Prășesc, am cosit, am prășit, am ținut animale. Am vândut carne, am vândut lapte, am vândut ouă, am ținut și până la 20 de porci și până la 4 jite și am cosit. Acești puțini eroi pe care îi avem trebuie să-i prețuim, să-i ajutăm, să-i păstrăm în memorie, pentru că în timpuri grele, anume ei au fost scutul integrității și suveranității Republicii Moldova. 2 dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ militar superior din Statele Unite ale Americii, Academia Militară West Point și Academia Militară a Forțelor Aeriene, oferă burse pentru cetățenii moldoveni. La concurs pot participa bărbați și femei, cu vârsta cuprinsă între 18 și 23 de ani, neîmpliniți la data de 1 iulie 2013. Persoanele care vor aplica pentru admitere trebuie să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ liceal sau unei școli de rang mai înalt. Pentru informații suplimentare cu privire la admiterea în cele două instituții, accesați site-ul Ministerului Apărării www.army.md. Ministerul Apărării va propune un nou concept de organizare a carierei efectivului de soldați, sergenți, subofițeri și ofițeri ai Armatei Naționale. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Colegial al Ministerului Apărării. Noul concept prevede și modificarea procedurii de acordare a gradelor militare. Astfel, pentru efectivul de soldați se propun 3 grade militare: soldat, soldat clasa 1 și soldat clasa 2, iar pentru efectivul de sergent se propun 6 grade militare: caporal, sergent inferior, sergent, sergent clasa 1, sergent clasa 2 și sergent major. Documentul elaborat de Ministerul Apărării include și majorarea termenului de aflare în gradul militar, așa cum prevede practica internațională a altor armate, bazată pe un sistem eficient de avansare și evoluție în cariera militară. Specialiștii în domeniul comunicației și sisteme informaționale ai Armatei Naționale au participat la exercițiul Combined Endeavor, ce s-a desfășurat timp de 2 săptămâni în Germania. Anul acesta, transmisioniștii Armatei Naționale s-au antrenat alături de reprezentanți din 42 de țări și din 2 organizații internaționale. Aplicația a vizat testarea compatibilității echipamentului tactic de comunicații și informatică, utilizând standardele NATO și comerciale. Combined Endeavor este un exercițiu anual sponsorizat de către Comandamentul Statelor Unite în Europa, în spiritul parteneriatului pentru pace. Astăzi continuăm interviul cu actorul Sandu Grecu, pentru care armata de multe ori s-a intersectat cu actoria, ba chiar și cu scena, pentru că în unele piese de teatru ale actorului, instituția militară a avut un rol important. Penultima premieră, Țara s-a uitat de noi, este un spectacol dedicat ingineri. Când discutam cu Constantin Chianu, autorul acestei piese, vorbeam despre o piesă patriotică, care, dar patriotică, nu falsă. Adică lumea să vină și să mândrească cu acest spectacol, cu acești eroi, ce nu... Noi am trecut perioada sovietică când se făceau piese, scriau piese pur și simplu, în care cu desela ne ducea și priveam aceste spectacole, lumea nu le agrea, dar tot stăteam în sală. Nu doream așa spectacol, doream un spectacol care actorii să se mândrească, dar să primească o satisfacție deosebită în momentul când lucrul acest spectacol. Și eu mă bucur că Țara s-a uitat de noi, un spectacol în care se vorbește despre demnitatea noastră națională, despre eroii noștri, care îi avem foarte mulți. Orice țară are nevoie de o instituție de apărare, la fel și Republica Moldova, însă pentru acest lucru este nevoie de dorință și ambiție, este de părere actorul.